inflația a ajuns în luna mai la 14,5% după o creștere de 0,7 puncte procentuale. Ce s-a scumpit cel mai mult în luna mai? Vorbim în primul rând de mărfurile nealimentare care au ajuns cu o creștere de peste 17%, mărfurile alimentare cu o creștere de peste 14,25%, iar serviciile au crescut cu 7,47%. Acum vedem care au fost cele mai mari scumpiri înregistrate la alimente. Vorbim de cartofi cu o creștere de peste 50%, uleiul cu 44,14%, mălaiul cu 31,55%, făina 30,13%, iar pâinea 22,51%. Vorbim acum de scumpirile la mărfurile nealimentare, la utilități, gaze cu 87,71%, energia termică cu peste 22%. Ați auzit, da? Gazele scumpirea de până acum 88%. E de-aia vă zic eu, sau mă rog, cred că n-am zis suficient de des, că ministrul energiei, Virgil ăla, ochelaristul ăla, cu față de tocilar care descurcă el ițele, este cel mai mare nenorocit al acestui guvern. Poate că prin discursul ăsta pare că mă aliniez cu George Simion, iar o să mă aștept să apară proștii care zic că sunt de la aur, mă doare în bască. Dar ce a făcut Virgil Popescu este demn de dosar de trădare națională. Vă readuc aminte, poate n-ați deschis știrile anul ăsta. Anul trecut, el a decis ca România să facă depozitare de gaze naturale. Noi nu consumăm doar gaze scoase acum proaspete ca apa la fântână, se și depozitează. În magazinare se numește, în depozite subterane de care avem căcălău. A decis să facă în magazinare la nivel de 20%. 20%. Noi eram mereu cu depozitele pline, a venit Virgil Popescu și a zis că nu e nevoie, că o să fie iarnă blândă, ai doar 20%. Tot anul trecut s-a discutat despre liberalizarea pieței gazelor și deși erau o tonă de voci care îi spuneau bă, nu e bine, o să sară lucrurile în sus, că e și Green Deal-ul, sunt mai multe care se sincronizează, acum e furtuna perfectă, Virgil Popescu a zis, nu, facem, că o să fim acolo, pe ele. Și pe urmă a venit începutul de an cu noile prețuri la gaze. Și până s-a trezit el sub presiunea, ce să spun, a trebuit să-i zică tot guvernul și să-și bage în măsa jumate din poporul ăsta ca să accepte o plafonare temporară. Și, dar nu s-a uitat la cum sunt făcute prețurile, nu s-a uitat la ce facturează aia, nu s-a uitat la nimic. A anunțat niște controle care s-au terminat așa. Toți furnizorii de gaze și distribuitorii i-au zis, domnul ministru, cu tot respectul, muie. Și așa a rămas. Și am ajuns în punctul, după ce a venit fucking Virgil Popescu și a condus el lucrurile, am ajuns în punctul în care gazele s-au scumpit cu 80%. Și ăsta e doar începutul. De la 1 iulie, după primele 6 luni, da, de la 1 iulie se mai scumpesc un pic. La toamnă se vor mai scumpi odată, că vine sezonul rece și mai mulți cumpărători. Și uite ce a făcut băiatul ăsta. Acum, hai să ne întrebăm. E limpede, sper, pentru toată lumea că n-a făcut-o de prost ce e. Nu, a lăsat iluzia de prost, el a avut un plan sau niște băieți au avut un plan și el n-a putut să le zică nu. Băiatul ăsta e ministru sub mai mulți prim-ministri, adică a fost și sub Orban, dacă nu mă înșel, a fost și sub Câțu, l-a păstrat și Ciucă. E, gândiți-vă voi acum, cât de șmecheri sunt băieții din spatele lui. Dacă un ministru al cărui nume trebuie trecut în dicționar la nivelul de eșec, mafie, nu știu, să-l pun acolo în dex la ticăloșie națională, la ceva, încă rezistă, încă e la butoane, încă ia decizii, încă joacă în fiecare zi pentru interese neromânești. Și dacă răspundem la întrebarea asta, vreunul din noi, care o reuși, sau istoria probabil, o să înțelegem de ce 80% din români nu mai au încredere în clasa politică de niciun fel. Nu, e pentru că să-l mai țipă Virgil Popescu și să nu-l bagi într-o anchetă serioasă și să nu-l supui unei atenții, cum să spun, bă, de interes strategic național, adică nu mai e de glumă acum. Pentru că scumpirea asta a gazelor, ok, mie îmi venea 700 la centrală și acum vine 1500. Bă, o plătești, că nu-l lași copilul să moară în frig. Lola-i venea 300, îi vine 600, ok, vede el cum face. Dar scumpirea asta, de exemplu, la nivel industrial, înseamnă închidere, mă. O companie care dădea 100.000 de euro pe gaze,
că erau necesare în procesul de producție, lunar, nu poate mă să dea 200 de mii, el vinde produsul cu aceiași lei. Adică și unii o să închidă. Ce înseamnă că unii o să închidă? Unii o să rămână fără muncă. Și nu o să mai poată plăti factura aia la gaze, care, despre care tocmai spuneam că hai că vedem noi cum o plătim. Unii o să plătească factura aia, dar nu o să mai vezi dea mâncare la copii. Sau medicamente la bunicii bolnave. Sau nu o să mai cumpere decât apă, paie și bătaie. Și după ce dă la faliment fostul angajat al fostei firme care s-a închis, o să dea faliment și ăla cu magazinul din cartier, o să dea faliment și nu mai știu cine, o să scadă vânzările și la Metro sau Selgros, care o să dea în preț ca să rămână targetul, să facă income și revenue cum au promis acționarilor, și lucrurile se vor scumpi și mai mult pentru cei care au scăpat de primul val și o să pice și ăia. Deci suntem pe o spirală a morții societății, la modul cel mai serios. Adică dacă România nu face ceva, cum să spun, dar cu niște minți luminate, nu cu proști ăștia, România poate ajunge la nivel de Kosovo. Eu vorbesc serios. Nu, adică nu, sper că mă credeți că nu exagerez. Kosovo a fost o provincie a Serbiei care era într-un echilibru financiar relativ. Kosovarii lucrau în Serbia și afară, trimiteau bani acasă și populația se descurca. Când a început lupta, războiul, da, conflictul interetnic, că sârbii din Kosovo nu erau bine tratați de kosovari și s-a tăiat, de exemplu, munca kosovarilor, Kosovo a ajuns o ruină, adică ciuciu bani. Dacă nu puneau mâna pe arme și nu ieșeau o chestie de... I-a susținut toată Europa și au făcut zob Iugoslavia și, mă rog, nu mai contează acum deciziile politice. Dar Kosovo, de exemplu, nici acum nu trăiește cu banii ei, cu banii provinciei făcuți acolo. Tot din ajutoare străine, pentru că altfel Kosovo e la nivel financiar și de business și de PIB și de ce vreți voi, la nivelul Libiei, Congo, pe acolo. Vin injecțiile de capital de afară, că altfel ar fi jale. E, problema e, când România o să dea faliment, credeți că o să primim vreo injecție de pe undeva, de bani, de prosperitate? Nici pe departe. Abia în momentul ăla, când populația va fi dușmănoasă unii împotriva altora, când o va avea, nu știu, 250 de agresiuni pe stradă pentru pâine, nu pentru lănțicul de la gât, pentru așa, în momentul ăla va fi fereastra Overton perfectă să discutăm și noi despre altă împărțire. O să-i vezi pe aia din Cluj asmuțiți împotriva celorlalți, că de ce să susținem noi Dâmbovița dacă Dâmbovița nu face PIB? O să-i vezi pe aia din Moldova că nu știu, cu mesaje de stânga, hai să ne lipim de altă țară care poate să aibă grijă și de noi. Deci noi, ca să înțelegeți, din aparenta prostia acestui băiat de la gaze, în 10 ani putem ajunge 3 țări. Atât e de simplu. Iar la nivel istoric, 10 ani sunt pistol cu apă. Dacă chemi acum o corporație foarte mare și zici, în 10 ani o să ai toate resursele acestei țări, ăla zice, ok, unde semnez? Da, suntem... Ăsta e podcast de reflecție națională, să-i spunem așa, puteți să vă pișați pe el sau nu. Dar dacă aveți timp și chef să vă alocați măcar 5 minute într-o zi, ia gândiți-vă la întrebarea de mai devreme. Cât de șmecheri sunt ăia care îl țin pe post pe Virgil Popescu? Și cine va găsi răspunsul la întrebarea aia o să înțeleagă multe alte chestii despre viitorul României. Și gata, am ajuns la Nemo Express, la scoletele, să ne auzim cu bine toți. Pa!